De miercuri s-au pus în vânzare biletele meciului pe care Astra îl va disputa cu Steaua duminică în seara zilei de înviere. Partida va începe de la ora 19:30 și nu la 20, așa cum s-a anunțat inițial. Da, primele bilete pe care s-au cumpărat au fost cu ora 8, dar ora oficială a meciului este 19:30 și așteptăm pe toți la acea oră, la 19:30. La ce prețuri se găsesc biletele? La peluză 10 lei, tribuna a doua 20 de lei, iar la tribuna a întâi 30 sau 40 de lei. Și având în vedere că meciul se joacă în ziua de Paște, suporterii au avut o reacție, cei care au venit și au cumpărat bilete? Sunt cam aceiași suporteri. Majoritatea nu pare să fie deranjată, ținând cont că luni este liber, este ok pentru ei. În etapa care se dispută de Paște, ouăle colorate, roșu, alb și negru ale giurgiuvenilor vor trebui să le spargă pe cele roșii-albastre ale steliștilor. Mulți și-au luat biletele din timp pentru meciul ce va avea loc peste 3 zile. Cata, ai cumpărat bilete? Da. Câte bilete ți-ai luat? Văd că ți-ai luat multe. 4 bilete. Mergi să susții ce echipă? Ce te atrage? Astra. E echipa orașului meu. Nu te deranjează că se dispută ziua de Paște? Ziua o petrec cu prietenii, cu familia, apoi seara ieșim în oraș, am zis că să ieșim la meci. Adică petreci seara de Paște într-un mod sportiv. Da. Băieți, v-ați gândit să mergeți la meci duminică? Nu. Vă deranjează că e ziua de Paște? Da. Nu. Vă deranjează că este în ziua de Paște? Nu că e în ziua de Paște, dar nu sunt microbist. Nu țin cu nicio echipă, nu... Dar așa vă bucură că avem totuși o echipă de Liga 1 în Giurgiu? Normal, mă bucur, e a orașului nostru. La meciul cu campioana României am putea vedea un oaspete special pe stadionul Marina Anastasovici. Dacă nu va alege să meargă la biserică, Gigi Becali va veni pentru prima oară în tribune la Giurgiu să fie alături de Steaua.